sunt la normal să faci curățenie acolo, nu? Chiar dacă nu este nimeni, dar piscarul în dimineața, dar totuși să faci curățenie piscarul, eu așa cred că e corect. Fiecare în fața blocului, eu așa văd, în fiecare dimineață spală. Deci este un om plătit. Așa văd. Chiar dacă nu locuiește chiar dacă nimeni. Nu, chiar dacă nu, în casă fiecare, dar și casa scării este la tuturor locatarilor. Orice să face, orice să zugrăvește, deci orice îmbunătățire trebuie plătită și trebuie întreținut cât de cât, nu? Pentru că dar să plătească, dacă ești vecin cu mine, să plătești pentru mine. Vă convine. Și ce ar trebui să plătească? Sau de ce să plătească la asociație? Să plătească și cuvine partea lui. Doar nu să plătească partea dumneavoastră. Și pentru ce? Pentru curățenie? Pentru curățenie, pentru casa scării, când mătură femeia de serviciu așa ei trebuie plătită. Deși în statutul asociațiilor nu este stipulat clar dacă locatarii trebuie să achite întreținerea atunci când pleacă de acasă, portița lăsată liberă le-a permis administratorilor să ia singuri decizii. Așa că cei mai mulți au decis să-i taxeze pe cei care își lasă apartamentele libere. Sunt multe apartamente care sunt nelocuibile din diferite motive. Marea majoritate au plecat în străinătate să lucreze, să câștige un ban. Alții sunt situații când au câte un apartament în cumpărat sau două, chiar aici în oraș. Și cum marea majoritate a locatarilor au cerut în adunarea generală ca cei care au acestea imobile și nu sunt locuibili să contribuie cu o sumă, cu o taxă, să-i spunem așa, cu o contribuție bănească. Și aceasta se stabilește în adunarea generală pe baza unui proces verbal. În cazul asociației numărul 3, la noi e stabilită 3 lei pe lună. Taxă, așa se scrie, de imobil. E o contribuție. Administratorii vin și cu o explicație pentru plata contribuției locatarilor care nu stau în apartament. Și care este motivația? Indiferent la ce oră și când se întoarce persoana respectivă, el găsește instalațiile comune funcționabile și se poate folosi. Ei, aceste instalații de comun au fost întreținute de locatari, de vecinii de pe scară. Și sigur că aceasta a fost doleanța lor. Dom'le, să contribui și ei. Administratorii de bloc susțin că nu vor trece la penalizări pentru cei care nu își achită la timp datoriile. Aceștia înțeleg că persoanele vin rar acasă și astfel pot să-și achite sumele și o dată pe an sau la 2 ani.